toată cu bată-l vina de răsună la Bucovina. Cântă cu bată-l vina de răsună la Bucovina. Cântă cu gol într-un brătus. Delta Dunării este singurul sit natural din România care se află pe lista UNESCO, iar acum se dorește ca și acești codri seculari de la Slătioara să facă parte din patrimoniul UNESCO. Dacă peste câteva luni o comisie de la UNESCO va fi prezentă aici pentru a verifica potențialul acestei rezervații, se datorează faptului că există niște oameni inimoși care și-au dorit acest lucru și au făcut demersuri în acest sens. La Ocolul Silvic Stulpicani a avut loc o consultare publică privind stadiul procesului de integrare a codului secular Slătioara în patrimoniul universal UNESCO. La această întâlnire au participat atât agenți economici din zonă, viceprimari, directori de școli, specialiști din domeniul mediului, precum și Marius Teodosiu de la Institutul de Cercetare Silvică. A fost o dezbatere interesantă din care participanții au înțeles valoarea acestor codri seculari, precum și cât este de important ca această pădure să facă parte din patrimoniul UNESCO. Una din primele probleme, domnule, ce are specific această zonă? Ce-i putea promova de aici? Da? Și m-am uitat după monumente, după clădiri, după știință și istoric, Stulpicanului, care de altfel e comune foarte lege. Și singurul lucru care l-am găsit și mi-a sărit așa la mult este această valoare deosebită, care se pot reseculari. Și încă o dată mulțumesc pentru colaborarea tuturor celor care suntem aici și care fac posibilă această promovare, care sper eu, așa cum discutam, cum am mai discutat de multe ori în acest proiect, să aibă și un impact economic, social, pe termen lung. Fiindcă o are de o asemenea interes, poate atrage multe investiții, poate va aduce foarte mulți oameni în zona noastră. Tatiana Done, specialist în protecția mediului, este de părere că oamenii care locuiesc în această zonă au un rol foarte important în promovarea acestei catedrale de lemn a Rarăului. E un parteneriat cu una alta, un parteneriat între dumneavoastră și dumneavoastră comunitatea. Comunitatea, pentru, de ce spun comunitate? Pentru că în comunitate se pot pune pe picioare acele mici pensiuni în care proprietarul nu oferă doar cazare și masă. Proprietarul trebuie să ofere și drumul către această minunată biodiversitate. Deci... Marius Teodosiu, profesor doctor la Institutul de Cercetare Silvică, a declarat că atunci când a realizat dosarul de nominalizare, a ținut cont și de monografia acestor codri seculari. Am ajuns la un, să zicem, fiu al comunii, nu știu dacă al satului, la domnul Vasile Diacon, care, ce să zic, un talentat scriitor și un pasionat și un susținător al zonei, care anul trecut a finalizat o monografie dedicată codului secular Slătioara. Acum a făcut destul de detaliat, făcut cu informații. Nouă ne-a fost de un mare ajutor când am întocmit această documentație și probabil că nu foarte multe, sau ce să zicem, probabil celebra Bialoveja din Polonia o mai fi având așa ceva, dar iată că Slătioara beneficiază de o monografie. După vizita celor de la UNESCO, în primele luni ale anului 2017, se va afla dacă codrii seculari de la Slătioara au fost acceptați să facă parte din patrimoniul UNESCO.